Vreau să afirm din capul locului că odată cu începutul oficial al campaniei de promovare a moțiunii pe care o susțin, am ca obiectiv să încep procesul de recâștigare a încrederii românilor în Partidul Național Liberal. Am ca obiectiv să refac prestigiul Partidului Național Liberal. Am ca obiectiv să creștem performanța guvernamentală. Am ca obiectiv să asigurăm coeziunea în coaliția de guvernare și capacitatea de a pune în practică programul de guvernare. Partidul Național Liberal este total diferit față de cum a arătat, din păcate, în ultimele 2-3 luni. Partidul Național Liberal are membri de calitate, oameni cu prestigiu profesional, oameni de caracter, oameni care sunt apreciați în comunitate, oameni care își respectă cuvântul, oameni consecvenți, oameni care sunt cu adevărat reprezentanți de seama ai Partidului Național Liberal. Partidul Național Liberal este un partid care, deși susține constant modernizarea, dezvoltarea, respinge toate curentele neomarxist-progresiste care în ultima vreme își fac loc pe nevăzutelea în mințile unora dintre români.